Astăzi vom afla mai multe despre karate, de la un om care are mereu sportiv de top. Hai să-l cunoaștem! De ani și și-a petrecut ultimii 15 învățându-i pe copii karate. Numele lui este Marius Biji și el este cel care conduce clubul Heian din Deva. În 1991, domnul inginer Marius Bendea a venit în Deva, el fiind din zona Bradului, și a înființat clubul acesta în 2 mai 1991. Ulterior, clubul a fost predat unui coleg de-a meu, Brăneț Ovidiu, și eu, după ce am terminat facultatea, în 1999, colegul meu, Ovidiu Brăneț, mi-a propus să preiau clubul Heian. Și am fost de acord. Din 1999 și până acum, Marius Biji a antrenat peste 1000 de copii cu vârste de la 5 la 18 ani. Ce înseamnă karate? Karate înseamnă o formă de mișcare destul de complexă. Înseamnă un sport plăcut pentru copii. Înseamnă și o formă de educație, pentru că în final orice sport este o formă de educație, fiind vorba despre un program ritmic și continuu. Karate este o artă marțială care își are originile pe insula Okinawa. În japoneză, kara înseamnă gol, iar te înseamnă mână. Întemeietorul karateului modern este considerat Jichin Funakoshi.
1922, când a sosit în Japonia, din Okinawa, Funakoshi a făcut cunoscut karate prin mai multe demonstrații și prelegeri. Pentru a crește popularitatea stilului său de luptă, cunoscut până atunci sub denumirea de Okinawa Te, Funakoshi i-a spus karate. Dumneavoastră, de ce ați ales karate și nu altceva? Eu am făcut mai multe alegeri în viață, mi-a plăcut mișcarea în general, îmi place în continuare. M-am oprit, în schimb, la karate pentru că a fost probabil acel lucru care lipsea din viața mea, acel lucru care m-a ajutat și mă ajută în continuare să îmi găsesc echilibru, să mă exprim în mod personal. Care sunt câteva dintre regulile de bază pe care trebuie să le respecte cine vine la karate? Sunt reguli simple, prezente în orice sală de sport sau în orice dojo, în cazul nostru, sala desfășurării artelor marțiale. Este vorba de o disciplină de bun simț, o bună voință și celelalte reguli privind echipamentul și restul disciplinei dintr-o sală de sport, ele nu sunt lucruri foarte mult de discutat. Dacă în urmă cu câteva zeci de ani, sporturi precum karate erau practicate în mare parte de băieți, acum fetele sunt cele care predomină. Am observat că vin totuși destul de multe fete la antrenament, deci nu e un sport doar pentru băieți. Nu este un sport destinat unei categorii sau pentru cealaltă categorie. Cred că fetele sunt mai docile, cred că sunt mai perseverente și nu există, părerea mea, că nu există sportul pentru băieți și sportul pentru fete, ci doar atracție. Ba chiar am observat că sunt mai multe fete. Sunt mai multe fete, probabil din cauza că sunt mai perseverente și mai ascultătoare și mai cu o voință mai puternică. Cred, nu știu ce să zic. Două dintre fetele care învață karate cu Marius Biji sunt Denisa și Maria. Ele au 12 și respectiv 13 ani. De cât timp vii tu la karate? De aproximativ 6 ani. Și cum îți aduci aminte de prima oră? Cum a fost? Da. Cum a fost? Am venit timidă, alături de bunicul meu și prima dată am început să mă uit la ei. Deci am repetat și eu ce am putut după ei. Ce auzisești tu? Ce știi de karate? Nimic. Da, cum te-ai hotărât să vii? Păi, am auzit de la copii din sat, pentru că am început de la vețel, de când au venit, și m-am gândit să merg să văd cum este și mi-a plăcut și am continuat. Îți folosește și în viața de zi cu zi? Da. Dacă te supără cineva? Nu prea folosesc, dar dacă e nevoie, da. Tu mergi și la competiții? Da. Spune-mi ultima la competiții la care ai fost. La mondiale, la Reșița și la mondiale. Cum a fost? Frumos. N-a fost greu? Un pic, mai ales cu emoțiile. Erai prima dată la un campionat mondial sau nu? Nu, prima dată. Și ai luat ceva? Vreo medalie? M-am clasat pe locul 5, deci dacă mai învingeam pe cineva, ajungeam și eu pe un loc, dar asta este prima dată, data viitoare o să fie mai bine. Tu ești din Vățel? Da. Și vii? Stai la... Stau și undeva. Stai și undeva. Da. De câte ori pe săptămână vii la antrenament? De fiecare dată. Adică de câte ori? De 3 ori? Da. Și nu e greu? Ai timp și de școală? Și da. Nu e atât de greu.
Maria a venit prima dată la karate când avea 9 ani. Sensei era profesorul meu de sport și am aflat că are copii la karate și aveam un coleg și tatăl meu mi-a zis să mă duc și eu. Și am văzut că îmi place și am rămas aici. Ce-ți place atât de mult la sportul ăsta? Îmi place tot. Ce înseamnă karate? Karate înseamnă o educație mai bună pentru noi și un sport. Îți folosește și în viața de zi cu zi? Da, foarte mult. În ce sens? Păi mă ajută să mă concentrez la ore, să fiu mai calm și... Față de cum a fost prima oră, cum ai văzut tu ce se întâmplă aici, cum ți se pare acum? E mai diferit, că... Primele ori mi s-a părut foarte greu. Eu nu știam nimic și vedeam pe restul. Am încercat să-i mici și... Da, așa. Dar am învățat și eu. La concursuri ai fost? Da. Ai fost și acum la mondiale? Nu, la mondiale nu. Ultima competiție a fost la salon, da. Sâmbătă trecută. Și cum a fost? Am luat o medalie de aur. De aur la cumite și bronz la kata. A fost greu? E greu? Da, e greu la concursuri? A fost foarte greu. De ce? Păi am văzut categoria de open și acolo nu conta nici kilograme, nici vârsta și nimic. Victor Cuțaba are 12 ani, dar este unul dintre cei mai buni. Vine la karate de când avea doar 5 ani și jumătate. Ce înseamnă karate pentru tine? O artă marțială care te ajută să te concentrezi la orice lucru și să-ți atingi obiectivele. Tu ai fost la competiții? Da, la campionatele mondiale din Polonia. Și cum a fost? Foarte frumos, am obținut locul 3 la kata și locul 3 la kumite. Care e diferența? Ce înseamnă kata? Ce înseamnă kumite? Kata este o luptă imaginară, iar kumitele este o luptă cu un adversar de vreo. Și ce e mai greu? Ambele sunt la fel de grele. Depinde care îți place mai mult. Și ție care îți place? Kata. De ce? Sunt mai bun acolo. Sunt mai bun și îmi place. Ai avut adversari puternici la mondiale? Da. Un prieten de-al meu din Italia care a venit foarte bun și a mai fost un băiat din SUA. Te antrenezi mult? Da. De câte ori pe săptămână? De două ori pe săptămână. Și mai faci acasă sau? Da, fac și acasă. Ai timp și de școală și de toate? Așa, așa, așa. Mi-i împart timpul. Cel mai mic membru al grupei antrenate de Marius Biji nu a împlinit încă nici 5 anișori. Și sub 5 ani, pentru că anul ăsta am vrut să-l încadre și pe fiul meu în activitatea asta, dar e destul de greu la vârsta asta. Respectiv, la o vârstă așa de fragedă nu facem karate, facem educație prin mișcare, facem educație motrică ludică, prin joc. Totul se desfășoară prin joc și încet, încet ajungem spre tehnicile din karate. Care e vârsta optimă cu care practic se începe karate, propriu-zis? Nu cred că există o vârstă optimă. Dacă vorbim de sport și ne referim la sportul către performanță, spre performanță, cred că vârsta de 5-6 ani este vârsta optimă. Dar este foarte bine că la această vârstă și părinții să se gândească să le ofere copiilor o mare diversitate în ce privește exprimarea copiilor, exprimarea motrică, respectiv să-i dea la mai multe sporturi, să facă cât mai multă mișcare, coordonată dacă se poate, dacă nu e bună și în parcuri și în alte condiții. Însă karate-ul fiind o practică destul de pretențioasă din punct de vedere a calităților
sportive. Cred că o vârstă de 10 ani ar fi o vârstă optimă la care putem să începem cu karate. Până atunci, sigur, jocuri de mișcare pentru karate. Ei învață și să se apere sau doar fac mișcare? Implicit tehnicile, specificul sportului karate sau arte marțiale. Aici sunt discuții. Sportul e una, arta marțială e alta. Mișcările propriu-zise sunt de atac și de apărare și atunci sigur că și calitățile de instinctive se dezvoltă într-o manieră mai accentuată. Din anul 2000 încoace, Marius Biji participă împreună cu sportivii săi la importante competiții naționale și internaționale. Depinde și de competiție. Sunt cupe, care sunt niște competiții de casă, pregătitoare pentru, stimulative pentru copii și pregătitoare pentru sportul de performanță și sigur că e mai lesne acolo de luat o medalie. Ele sunt foarte bune, iar în regulă copiii trebuie să învețe că viața e o competiție și e bine să fie și stimulați. Asta îi motivează într-un fel. Da, și asta îi motivează. Sigur că da. E greu să explici unui copil că de fapt karate îl faci pentru tine și pentru sufletul și pentru corpul tău, pentru mintea ta. Și atunci trebuie să aibă repere apropiate. De altfel și noi adulții sunt funcționând după aceleași principii. Tocmai v-ați întors de la campionatul mondial? Da, campionatul mondial VKF. O competiție drăguță. Și cum a fost? În jur de 1400 de sportivi bine pregătiți. Și ați venit acasă cu... Am venit acasă cu o medalie de aur, 4 medalii de bronz și una de argint. Participați în fiecare an la... Campionatele mondiale sunt din 2 în 2 ani. Campionatul european este în fiecare an și da... Participăm în fiecare. Și de fiecare dată veniți cu atât de multe medalii? Nu de fiecare dată venim cu atât de multe medalii. Într-adevăr, obiectivele noastre sunt înalte, țintele sunt înalte, obiectivele pe măsură, dar, sincer, de data asta am depășit puțin așteptările. Așteptările mele nu au fost așa de mari, trebuie să recunosc. Am fost cu 6 sportivi și fiecare a luat o medalie pe specificul probe pe care a participat. Sunt 2 probe. Necesită mult antrenament. Cu siguranță, orice performanță, în orice domeniu, nu doar cel sportiv, necesită eforturi în plus față de... Nu știu, de câte ori vă întâlniți pe săptămână cu fiecare grupă sau... În timpul școlii, pentru copii e destul de greu, pentru că nu le au apărarea, dar sunt conștient de eforturile pe care le fac și ei și părinților. Antrenamentele sunt de 3 ori pe săptămână și când nu suntem plecați la competiție, ne întâlnim și în weekend și ne antrenăm, dar în vacanță profităm din plin de vacanță, de timpul liber și... accentuăm pregătirea cu 4-5 ore de antrenament pe zi. După multă muncă și dăruire vin și rezultatele. Elevii antrenați de Marius Biji sunt mereu printre cei mai buni. Meritul este al copiilor, dar și al antrenorului, iar Marius Biji este un antrenor de nota 10.